Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Horror Field. O să ne jucăm pe noul update pentru că, după cum vedeți, s-a schimbat și interfața. În joculeț încă nu știu dacă s-a schimbat ceva, dar arată altfel, arată altfel, aș putea să zic. Și acum avem killerul și supraviețuitorul acolo în partea de jos. Haideți să dăm killerul, pot să îl deblochez când o să am 10 secret seals din astea așa, albastre. Dacă dau pe ele, vedeți aici că se numesc secret seals. Bun, și următorul killer aș putea la nivel 11, după care trebuie să mai colectez câteva secret seals, probabil multe. Și de asemenea, haideți să vedem la supraviețuitori. Avem doi supraviețuitori, avem Jack și Mary. O să mă joc cu Mary, pentru că aș vrea să adun XP ca să pot să-i fac level mai mare. Ia să vedem dacă pot să upgradez cu ceva. Aș putea să o upgradez, ia uite, mă costă, nu pot încă, că îmi trebuie 1500 de silver și am doar 1363. Bun, hai să ne uităm repede și la oferte. Avem oferte de aici în dreapta de tot și putem să colectăm chestii gratuite. Dar momentan nu vreau, pentru că îmi bagă reclamă și nu vreau să pun acum reclama pe episod. O să colectez eventual după. Și avem și ofertele astea alte care sunt destul de ok, aș putea să zic. Dacă vreți să vă cumpărați premium, care costă undeva la 1000 pe 30 de zile. Și ia uitați-vă, barcul ăsta, de exemplu, 25 de lei sau cu 50 de lei puteți să primiți 2000 de gold, ceea ce înseamnă 2 luni de premium. Sau puteți să vă jucați free și să vă strângeți gold, pentru că primiți gold la final dacă câștigați, sau nu știu dacă vă dă și dacă nu câștigați. În fine, hai să vedem. Selectăm acum supraviețuitorul, o selectăm pe Mary și dăm acum direct pe start. Să vedem contra cui picăm, contra ce killer. Ia să vedem, suntem 4 din 5. Mai avem nevoie de încă o persoană. Heidi, Heidi. Bă, se lucrează la joculețul ăsta. Și asta îmi place, sincer îmi place. Seamănă foarte mult cu Dead by Daylight, doar că este mai ușurel de jucat și este pentru telefon. Sunt curios dacă găsim și noi un generator. E pe aici, pe undeva ăsta, killerul. Îl aud. Aici este ușița. O, e pe aici, opa. Pe bune. I-am dat stun-ul și m-am tirat. O, dar vine prea repede, bă, după mine, bă. Am dat o bucată, nice, nice, nice. O să merg pe aici. Și pe aici. Și am scăpat de el. Problema ar fi, mă ajută ăsta oare? Nu mă ajută. Lasă că îmi dau heal singur. Bă, ce bine, bă, că am deblocat supraviețuitorul ăsta și acum pot să-mi dau heal singur. Ceea ce e foarte, foarte important. Singura chestie este că se fac foarte greu healurile. Dar așa e și cooldown, adică nu poți să-ți dai foarte multe. Ok, am înțeles. Avem un generator reparat, două, de fapt. Hai să-l ajutăm aici pe tovarășul nostru. Să reparăm repede asta. Vine ăsta oare? Cred că vine. Da, vine killerul. Nu, acum trebuie să ne tirăm. Să mai căutăm un alt generator. Pe aici pe sus cred că ar fi unul. Da, uite ăsta, știam de el, știam de el. Pe aici trebuie să fie și ușița ca să scăpăm. Deci numai pe ăsta mai trebuie să-l reparăm. Dacă reușim să-l reparăm pe ăsta, suntem șmecheri rău de tot. Pe aici unde pantereata trebuie să fie ușița. Hai repede, repede, jos, să dăm pe ușiță. Oricum trebuie să ne dea două bucăți. Oi. Ne prinde acum nebunul ăsta. Și vine exact după mine, bă. Și mi-a dat mie fatality. Nu-mi vine să cred. Hai să vedem dacă mă salvează cineva. Bă, și mai ne trebuia încă, nu știu, mai aveam nevoie de 2 secunde, 3, ca să putem să deschidem ușița. Sunt curios dacă mă ajută cineva. Hai, ajutați-mă și pe mine. Ajutați-mă și pe mine. Oare cine mă ajută, bă? Bă, l-a lăsat pe jos. Oi. Și știu că există și ceva, există ceva cheițe ca să pot să scap din astea. Din cuștile astea.
Dar, o mai pus încă o persoană aici. Salut, prietene. Ne ajută cineva și pe noi. Ăla își dă heal. Asta s-o salvat singur, bă. Și nu mă ajută și pe mine. Ce nemernic. Ce nemernic, nu-mi vine să cred. S-o salvat singur și pe mine nu m-a ajutat. Bă, deci aici e care pe care, bă. I-am pus help la killer. Haideți, bă, ajutați-mă, bă, și pe mine, bă. O să mor. Nu cred că mă ajută nimeni. Mama mia, mama mia. Eram pe aproape să ies, dar m-o prins acolo. Faza e că ăștia nu vin să mă salveze. Asta ar fi singura schemă. O, l-o prins iară pe ăsta. Cred că e același. Lasă că o să mor și tu, barosane. Stai acolo închis, gata, eu am murit. Aia, cât spune, cât spune. Hai să ne colectăm acum reward-urile. Am făcut și niște silver. Bun. Și avem acum asta. Să ne facem și noi level up. Repede, repede, jornul aici. Am greșit aici așa. Dăm și noi un upgrade. Bun, ăla-i. Și numai după o oră ne face nivelul. Am înțeles cum stă treaba, Rone. Hai să dăm iarăși pe start. Să mai dăm încă un match. Aproape că am scăpat. Deci ne mai trebuiau încă câteva secunde. 2-3 secunde și reușeam să deschidem ușa. Că eram 2 pe ușă. Așa că era destul de easy. Hai să vedem acum match-ul ăsta. Faza e că acum killerul ăsta poate să dea de la distanță. O să fie mai greu acum. Dar cine știe. Poate reușim să scăpăm. Ajută-mă. Salut, Mary. Două Mary aici la putere. Vine asta oare? Nu vine, bă, nu vine. Hai repede să reparăm pe asta. Nice, bun. Acum mă tir pe aici pe jos. Bun, mă bag pe generatorul ăsta la alt. Vine după mine, cred. Da. Sau nu? Bă, nu vine. Hai că repar repede generatorul ăsta. Și mai avem nevoie încă de 3 generatoare după ce îl repar pe ăsta. Hai că abia aștept să-l gat. Să mă duc la următorul. Sper doar să nu vină după mine. Nu-mi dau seama, e undeva aproape, dar nu știu unde. Oh, era aici, da. M-a prins, bă. Bine, aș putea să-mi dau un heal. Oi, oi, că o spart și ușa aia. Încă un generator aici. Încerc să fug, încerc să fug. Că vine ăsta. Bam, baram, bam, ăla-i. Sper să nu mi le aducă mie. Hai, dăm și mie heal, așa, bun. O să rămân cu first aid-urile astea. Thank you, thank you. Sunt două generatoare acolo undeva jos, în dreapta. Asta undeva aici, bă. Cred că stă să pândească acolo generatoare. Au, nu. Nu, bă. Nu îmi vine să cred. O venit de acolo din dreapta. Hai, salvează-mă, barosane, ăla-i. Thank you, thank you. Așa, dăm și heal-ul. Vine acum, cred. Ăla-i bun. Hai să mergem acum, că dacă suntem 2 putere, sau chiar 3, sigur scăpăm. Era un generator aici. De ăla e reparatoare. Nu, ăsta știa de generatorul ăsta, nice. Forță, forță. Mă duc cu ăsta, că ăsta cred că știe să joace. Și atunci poate avem o șansă. Încă 3 generatoare. Hai, mă, hai să mergem. Nu vine pe aici. Hai să mergem cu toții în același loc.
O să fie și mai greu să ne prindă. Unul la mână și doi la mână, reușim să facem și generatoarele mai repede. Hai pe generatorul ăsta. După aia mai avem nevoie de încă două. Oh, încă unul, încă unul în afară de ăsta. Forță. Ăsta chiar știe să joace, bă. Bun, ne tirăm acum repede. Care mai știe el unde e un generator? Oh, gata, gata. Hai să mergem la ușiță. Dacă poate știe unde e ușița. E pe aici, pe undeva oare? Cred că e în capăt aici, undeva jos. Ah, da, bă, aici era, bă. Hai să deschidem repede ușița și să ne tirăm. Nu mai stau la taclale, pentru că dacă nu, sigur o să mă prindă killerul. Și sincer, n-aș prea vrea. Îmi pare rău, dar rămâne acolo prinsă persoana care eu rămas în cușcă. Aie, câțp până ai câțp. Măcar am câștigat eu și am luat 3 gold, 948 experiență și 970 silver. Nice, bă, nice, nice, nice. Ăla-i. Ia să vedem. Cât mă costă următorul... nu pot să văd momentan. Nu pot să văd cât mă costă următorul nivel. Și oricum mi se face doar în 54 de minute nivelul pe care l-am cumpărat înainte de meci. Cam asta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe. De asemenea, aveți și Instagramul meu, hudini.insta. Rupeți și acolo butonașul de follow. Și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!